Parlamentul European tocmai a adoptat cu 614 voturi pentru, doar 71 de voturi împotrivă și 16 abțineri, raportul meu ce prevede alocarea a 3,5 milioane euro fonduri europene pentru ajutorarea a mai mult de 1000 de muncitori care și-au pierdut locurile de muncă ca urmare a disponibilizărilor de la combinatul de sârmă de la Câmpia Turzii. Din acești bani va fi înființată o întreprindere socială în care vor lucra 250 de oameni. În plus, mai mult de 1000 de oameni vor fi ajutați prin evaluarea aptitudinilor lor pentru a se identifica ce alte meserii pot învăța. Apoi, li se vor plăti cursuri de reconversie profesională, stagii de practică și vor fi ajutați să își găsească locuri de muncă din acești bani europeni veniți ca urmare a raportului meu. Eu am devenit raportor al Parlamentului European pe acest dosar în primele mele zile de mandat, la începutul lunii iulie. Pe 23 iulie am prezentat în Comisia de Buget a Parlamentului European proiectul de raport. Raportul meu a fost acceptat de Comisia de Buget a Parlamentului pe 11 septembrie, cu 29 de voturi pentru și doar 3 voturi împotrivă. El a primit de asemenea avizul pozitiv al Comisiei de Muncă a Parlamentului European. Pe 1 septembrie am fost la Câmpia Turzii și m-am întâlnit la fața locului cu oamenii. Le-am promis că voi face tot ce pot pentru ca acest raport să fie adoptat cât mai repede și banii să ajungă urgent în România. Unii oameni sunt fără loc de muncă din anul 2012. Este urgent să îi ajutăm. Sigur că voi reveni la Câmpia Turzii în următoarele luni de oricâte ori va fi nevoie pentru a mă asigura că banii ajung la oameni și sunt bine folosiți.